Salutare tuturor, sunt Rafael și bine v-am regăsit la un nou episod de Scrap Mechanic și haideți să vedem ce mai construim și astăzi. Dar recută am făcut această mașinuță, am văzut că unora v-a plăcut, altora nu v-a plăcut, mi-a spus că e o porcărie și chiar aș vrea să vă văd creațiile unora dintre voi pentru prima dată când intrați în joc. Sunt foarte nerăbdător să văd eu ce construiți voi prima dată când începeți să vă jucați jocul ăsta. Eu zic că e destul de decent de mașină. Astăzi nu vreau să facem ceva așa foarte tehnic, așa să încercăm să facem ceva chiar simplu. Aș vrea să încerc să-mi fac o casă. Ce ziceți? Hai să vedem dacă voi reuși să fac o căsuță. Am găsit terenul ăsta puțin mai liber pe aici. Mai era pe undeva pe hartă un loc mai frumos, dar n-am reușit să-l găsesc. M-am tot plimbat și n-am găsit, așa că am găsit singurul loc acesta. Haideți să și începem, da? Facem noi aici o căsuță. Nici nu știu cu ce să încep prima dată. Ia stai, deci eu zic să ne ducem puțin mai în spate, cam așa, și să facem intrarea care va fi de 5 blocuri. Stai să vedem, să vedem. Ok. Bun. Și punem un bloc în față. Și începem să facem noi o mică șmecherie. Ok, facem așa. Nu știu, cred că mai bine începem direct să fac casa. Mă rog. Nu va fi extrem de simetric, pentru că nu pot să nimeresc. Vom face ăsta în lungime. Trebuie să fină undeva, deci așa cred. Cred că așa ar fi bine. Da. Nu, hai cu încă un bloc în plus. Probabil la bar n-aveți ce fac aici, dar veți vedea imediat. Cred că ar mai merge cu un bloc mai la stânga. Așa, să fie mai mult spațiu în partea aia. Ok. Și vom face noi, paralel cu intrarea, un stâlpuleț. Așa. Păi, ștergem toată asta. Bun. Și vom face stâlpul de 3 înălțime, așa. Va fi destul de migăloasă casa, dar eu zic că se merită, o să vedeți. Și vă voi pune, dacă nu mă înșel, în descriere și un link de download al salvării, dacă vreți să încercați și voi să jucați pe salvarea mea. 3 așa. Pac. Ok, bun. Deci, cam așa arată începutul. Să umplem în să umplem noi în interior aici. Ok. Așa. Bun, arată binișor. După aia cum să facem noi? 1 2 3 4 5. Și să vină așa, nu, cred că trebuie mai sus. Cred că este bine, zic eu. Să vedem. Încă una. Nu, așa. Și dacă ducem noi în direcția aceasta. La una singură. Ridicăm. Hai mă. Bun, ia. Cum ar arăta? Ar arăta binișor, zic eu. Hai să luăm și treaba asta. Și să începem să facem și peretele. Ia. Deci până aici, așa, peretele. Hai mă, încă una! Nu mai vrea. Nu mai vrea. Bun. Acoperișul va fi nasol. Așa. Ia. Arată binișor, ce ziceți? Nu știu cât de sus trebuie duse astea. Așa. E posibil să fie... Nu. E voie de una mai jos. Ia. Și să ducem direct în ăsta. Haide. Ridică-te! Așa. Ia mă, ia. Cred că trebuia intrarea... Cred că am dus intrarea prea în dreapta. Asta e beleaua. Ia. Așa. Bun. Ok, acum arată binișor, zic eu. De ce mă, nu e...
Stai, mă. Ba da, e bine pus. Ok. Hai să încercăm să facem și geamul. Cred că arăta mai bine cu astea ridicate cu una în sus. Ia. Haide. Așa. Arată mai bine acum. 1, 2, 3. Să facem noi geamul așa. Nu, mai scoatem una. Ia. Ia beleaua. Opa. Opa. Ia, arată bine? Da, arată binișor, binișor. 1, 2, 3. Facem rama de lemn. Așa. Am arăs bine sau nu? Arat bine momentan. Ok. Cred că ar merge undeva pe la mijloc să facem noi o treabă de genul acesta. Așa. Place cum arată. Singura problemă e că am impresia că vine, cred că trebuie să facem casa așa. Că vine soarele ciudat. Dar, mă rog. Bun. Am retușat casa. Am greșit tavanul ăsta de aici și am tăiat pe filmare pentru că dura prea mult să refac totul on camera. Pusesem lemnul pe partea asta, trebuia puțin mai sus ca să arate mai bine. Arăta prea ciudat, era prea jos, știi? Și acum nu-mi place o chestie la casă, trebuie scoasă treaba asta și pus lemn în schimb. Așa. Bine că, mă rog, casa va veni puțin mai într-o parte, nu va veni exact așa. Haide. Ia uite ce frumușel. Și în partea asta la fel. Hopa. Stai să punem lemnul. Așa. Și... ceva de genul ăsta. Bun. Deci cam așa arată momentan. Ăsta e... Pac. Stai. Stai, uite așa. Nu, stai. Deci 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 și ăsta trebuie scos și pus, ca să fie egal. Nu! Stai, bă, ce ne-am făcut? Uite, mă, așa arată mai bine. Tăiem ăstea. Bă, mă, tot întrebam eu, bă, ce are, mă, dar n-arată cum... Ce faci, boss? Mă, tot întrebam eu, bă, ce are, mă, dar n-arată cum trebuie. Am făcut gaură în perete, uite așa. Ok, acum arată mai binișor, zic eu. Am micit. Asta era prea departe, balustrada. Mă rog, arată ok așa. Momentan. Mai are nevoie de... Wow! O parte în genul acesta. Să arate mai frumușel. Și în laterală una. Perfect. Hai că arată bine. Bun. Și acum am făcut fața. Probabil va mai veni ceva de genul. Puțin mai lunguiață casa. Așa. Aici la fel. De aici vom face noi într-o parte. Stai. Ok. Oare arată bine așa? Să vedem. Să facem și în partea cealaltă la fel. Cutia perfectă. Arată exact ca o cutie, însă nu este totuși gata. Facem de aici. De fapt nu, stai. Mai întâi. Wow! Mai întâi facem, dublăm asta și... What the fuck is going on? Se ducea sub pământ, unde ne-a să ducea? Mărim... locșorul. Ar trebui să fie mult mai mare. Oare atât ajunge? Cred că mai trebuie puțin. Așa. Aici vom încerca noi să facem un fel de grădină. Ia. Ok. Așa. Să astupăm. Un fel de grădină. Și vom pune tot
Punem tot așa balustrada în colțuri. Gata grădina, într-un fel. Aici va veni o ușă, dacă nu mă înșel eu. Ia să vedem, deci cum să fie. Cred că lăsăm 3 spații libere. 1, 2, 3, 4, 5. Și așa, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Da, ajunge. A, trebuie să punem și lemnul în interior, dar îl punem după aia. Bun, și cum facem noi aici? Hai să punem niște plante. Luăm plantuțele. Și... Abar n-am, punem ceva de genul ăsta. Nu, 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 nu. Trebuia mai încolo. Nu, așa. Și le punem pe aici. Ok. Parcă era și de-aia goală. Da, uite aici. Punem una în colț așa. Și aici aș vrea eu să fac următoarea chestie. Dar cum e întrebarea? Punem noi de-astea așa. Aș vrea să fac ceva în genul ăla. Mă simțiți voi pe mine ce vreau să fac? Aici o dată, 1, 2, 3, 4. Îmi place așa cum arată. Arată frumușel. Sunt prea multe acolo, nu prea se înțelege, dar arată binișor. Bun, vom face aici... Ia stați așa. 1, 2, 3, 4, 5, da. Cred că așa lăsăm ușa. După care aici aș vrea să facem un geam. Pac. Așa, mă? Hai că arată ok. Sau nu, ia. Mai dăm noi într-o parte. Stă 3. Arată binișor, arată binișor. Nu-i rău. Hai să umplem și interiorul casei cu niște lemn. Bun, hai să facem așa. Punem niște plantuțe aici la intrare. Nu? Ca să arate, să dea bine. Ok. Putem să punem și eu de asta la mișto așa pe aici. Bun. Ce mai facem noi altceva? Deci așa arată până acum. Îi lipsește acoperișul și trebuie să văd cum fac și geamurile. Gemulețele. Mă gândesc că ar trebui să fie simetric, nu? Oare merge un geam mic aici? Da, da, trebuie mai sus. Așa, așa, așa. Nimic foarte, foarte special. Nu știu ce să zic. Bun. Arată cât de cât ok. Hai să facem acoperișul. Acoperiș va fi mai dificil. Va fi mai enervant acoperișul. Din start va veni un rând de lemn așa. Și după aia, cred că punem câte una. Hai mă. Deci avem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 în sus. Nu aș vrea să fie prea, prea sus, știi? Ok. Ia să vedem. O fi prea sus? Na, eu zic că e perfect. Și acum la acoperiș. Acoperișul îl facem cu chestia asta. Da, cu chestia asta. Și cu chestia asta, parcă. Ia să vedem. Vă arăt eu cum face bossul acoperișul.
Aici cred că va veni cu lemn, zic eu. Perfect. Și hai să vedem. Deci, va veni în felul ăsta. Acoperișul. De fapt, ia stai. Da, îmi place cum arată, arată bine. Stai. Dar vreau să fie și puțin așa mai în afară. Știi? Cu două. Da, îmi place. Ok. Ok. Arată binișor momentan, dar n-am terminat. Mă doar degetele, ești nebun? Ăsta e nasol că nu merg puse mai multe deodată, cum merge lemnul sau orice alt material, adică ți-a păsat și se pun multe. Ați văzut și voi. Ăsta trebuie puse una câte una. Și sunt cam migăloase. Am terminat părțile. Mai am aia de sus, din mijloc. Mai am mijlocul. Și după aia avem totul făcut. Cam așa arată căsuța. Arată ciudat, știți de ce? Ar fi arătat mai bine dacă în momentul în care am construit-o m-aș fi gândit sau mă gândeam că trebuie să fie înspre soare ca să se vadă frumos umbra. Pica, se făcea așa o umbră mișto pe casă. Dar eu am făcut-o cu spatele la soare, știți? Și ne-a, se vede mai aiurea. Nu e așa luminată fața casei, știi? Dar îmi place cât de cât. Voiam să mai fac, ia stați așa, ușile. Unde mai aia? Voiam să fac ușile. Așa. Și punem un ăsta. Stai așa. Unde ne-ai pe aici? Îl punem, mă rog, ăsta poate fi pus oriunde. Punem așa aici. După care un buton. Ca să se deschidă ușa. Uite așa. Și le unim. Deci ăla așa și butonul. Ok. Și noi spunem ușii să se deschidă 90 de grade când apăsăm. Da, sau ia minus 90. Așa, da. Stai. Închide-te. Bum. Și se deschide ușa, se închide. Ok, și putem face același lucru și pe partea asta. Am uitat să astup eu două găurele. Și mai era una aici. Așa. Și putem face același lucru și pe partea aceasta. Partea asta putem face chiar cu senzor. Ia, fiți atenți aici. Ce mușă pe senzor. Hop, hop. Da. Și conectăm aia acolo. Sau o fi prea departe să o conectăm. Ba nu. Nu merge? De ce? De ce naiba nu merge? Ambele erau... Poate merge doar un but. Ok, atunci hai să facem, mai punem unul. Ia. Așa, și îl conectăm pe ăla. Ok, așa. Cu vreau. Și îi dăm 90. Deci în momentul în care mă vede, se deschide ușa, știi? Nu, îi dăm minus 90. Așa. Hai. Așa. Și în momentul în care... Bă, dar nu s-au... A, n-am unit ușa.
Ce de bun! Acum. Și se deschide. Dar bine, că aici cred că ar trebui să avem cu buton, știi? Sau ia. Păi și dacă eu aș mai pune unul și aici. Sunt două, deci ăsta ar trebui conectat iarăși. Dar de ce nu vrea? Nu înțeleg. Mă depășește, băi, ești nebun? Nu înțeleg. Că normal ar trebui să meargă mai multe conectate. Uite, nu vrea, de ce? Poate... Nu. Nu-mi dau seama ce are. Dar de deschis se deschide ușa pe interior, nu știu de ce nu mai vrea. Mă gândesc că putem să lăsăm cu buton, dacă nu. Uite, când fac cu butonul, vrea. Mă rog. Ok. Băi, cam asta e căsuța. Mie așa îmi place, e frumoasă cât de cât. La spate n-am mai făcut, că oricum nu se vede. Trebuia să mai pun puțin și la spate, dar nu se vede. Interiorul îl puteți face voi. Eu v-am lăsat în descriere un link către salvarea hărții sau harta în sine. Dacă aveți și voi jocul, puteți downloada harta. Probabil o să vă scriu în descriere unde trebuie să puneți fișierul ca să vă apară la salvări în joc. Și singura bubă este că în momentul în care intrați în joc nu o să vă spawneze de aici. Cred că o să vă spawneze random. Ori vă uitați și recunoașteți locul ăsta și veniți la el, că îl găsiți ușor. Ori, când intrați în joc, accesați unealta asta, ultima. Vedeți asta de țin eu mână. Și se vede schema asta. Și oriunde ai fi, oricât de departe, se vede schema. Și în spatele unui copac se vede schema. Înțelegeți? Chiar și mașina. De fapt, nu aia e mașina, care are mai multe. Deci, oricât de departe ai fi, în momentul în care folosești unealta asta, se vede schema. Și știi unde să fii. Deci puteți face voi interiorul casei. Eu nu prea mă pricep. Putem pune ea. Am văzut că băgaseră niște rățuște de alea colorate. Cred că bagă în update-ul următor. Putem pune o rățușcă de asta la geam. Punem așa. La mișto. Rățuște! Ok. Și un... Parcă era și un radio. Ia să vedem. Radio, radio, radio. Nu mai știu unde e. Pe aici, pe undeva era. Hai, mă, avem chiuvetă. Șurub. A, uite, mai era o plantă de asta. Potted seed plant. Aha. Uite, mă, ăsta e radio. A, e aer condiționat. Văzuți și radio. Ia, îl punem. Unde îl punem? Asta nu cape, că e gigantic. E prea mare. That's what she said. Nu mai știu care e radio. Era pe aici, pe undeva. Dar, mă rog... nu știu, sper că vă place căsuța, mie mi-a plăcut, am zis să nu mai facem ceva tehnic, am zis că data asta să facem ceva simplu. Și vă las pe voi să decorați casa în interior, o mobilați și dacă vrea cineva să facă asta, îmi puteți să trimiteți și niște poze pe Facebook, să văd și eu, pe pagina de Facebook. Vă mulțumesc pentru atenția acordată și ne vom vedea data viitoare. Pa!